Și am dat rec aici la cea mai tare ediție, cel mai tare episod din ultimul an, stați aproape, întrucât Alina Ioana a luat recordul și în 3 luni de zile, spune-ne Alina Ioana cât ai slăbit. 21 de kilograme fix. 21 de kilograme în 3 luni. 3 luni, da. Așa. Și de la cât ai plecat? O să mă întrebe toată lumea. De la cât? De la 82,5. 82,5 și astăzi? Și astăzi am 61,5. 61,5. Și întrebare, cum e viața cu 21 de kilograme mai puțin? Zbor, ce să zic. Plină de energie, fericire. Mă simt super sexy, asta e cel mai important, că nu mai mă... Ești o altă, alt om. Alt om. Dar ce, la Alt om. momentul ăla, acum 3 luni de zile, da? Deci e vorba de 3 luni de zile care practic ți-au schimbat viața, s-a schimbat tot. Ce s-a declanșat în tine atunci, acum 3 luni de zile și ești gata, mă apuc? Că fetelor asta le lipsește motivația. Ele zic, hai că de mâine, de luni și așa mai departe. La tine ce pitic s-a instalat? Ce ți-a zis piticul ăla? Piticul ăla era că nu mă plăcea cum, nu mă mai plăcea oglindă, nu îmi plăcea să mă duc să-mi iau de îmbrăcat. Și mă ascundea și de soțul meu cum arătam, nu-mi plăcea să-mi fac poze. Și cel mai tare, nu asta, oglinda, că mă treceam pe lângă, venea să spar toate oglindele din clasă. Da, În anul e și asta cu soțul mi se pare că îți pui în pericol relația, practic. Da, Adică da, da, bine da, da. că o crești, bine că faci copii totuși, după aia, dintr-o dată, tu ai problema asta în care te ascunzi efectiv de el, adică se resimte de Da, navele. și viața sexuală era, devenise pentru mine o frustrare. Adică îmi stingeam luminile tot, nu era... Era o fugă, fugeam eu de mine. Da. Acum mă îmbrac sexy prin casă. Mamă, ce tare! Da, deci asta am observat și eu la fetele mele, că ele își schimbă așa lenjeria față de ce poze aveau inițială, pozele de după, e clar că sunt mult mai sexy, își cumpără lenjerie intimă, deci asta e ideea, să dai seama că se poate, adică doar mintea noastră ne oprește, ne înfrânează sau ne ajută să ne atingem obiectivul, cum a fost și la tine, și ai avut niște rezultate spectaculoase, deci tabelașul Alinei, ca să-l și vedeți aici, o să intrăm în conversația cu ea. A fost ceas, ceas, ceas. Eu n-am mai văzut așa transformare, deci aici suntem în contul ei. Să vedeți transformare aici acum. Deci zici că le scria cineva de mână, zici că le-a pus. Ia uite. Da. Și eu sunt, adică mă uit Da, și... uite, astea sunt ultima lună jumate, da? Nu l-am de la început, de 7, 7, 7, 6, 74, 7, 63, 62, 61. Și obiectivul tău era 65 de kilograme, nu? Da, încă l-am lăsat acolo, dar o să-l șterg. Șterge-l, O da. să continui, Deci da. putem să dăm Nu, tabela de la început. Deci uite, de la săptămână la săptămână nu. evoluție cea 7, 6, 66, 64, 63, 62 și s-a oprit aici la 61, adică astăzi în prezent. Dar zi-mi, ce crezi tu că a funcționat la tine din tot ce am făcut noi în programul ăsta? În primul rând, eu am respectat tot ceea ce tu mi-ai spus. În al doilea rând, eu vorbeam cu mintea mea. Și ce îi Și spuneai? spuneam că la început a fost greu prima săptămână. A fost, na, să renunț și la zahăr și la cafea am băut, la teul, care nici nu vine să Ai văzut că cred că am de băut acolo așa se duce. ceva. Da. Și vorbeam cu mine și zic, Alina, tu ești puternic, Alina, tu poți. Și acum îmi puneam obiectivul în fiecare săptămână, îmi puneam un obiectiv realizabil, adică să am 1 kilogram pe săptămână. Și vizualizam, efectiv, nu mă cântăream, n-am stat stresată să mă cântăresc zi de zi sau așa, că poate erau dăți în care azi aveam mai mult decât Da, ieri. asta le zic și eu fetelor. Băi, o dată pe săptămână, nu obsesiv, că Și deja e când venea, constant. da. Când venea vorba duminică, că știam că luni trebuie să trimit tabelașul, să-ți trimit tabelașul, mă uitam cât am avut săptămâna trecută și zic că corpule, tu trebuie să slăbești cel puțin 1 kilogram. Să vedem cum arată un corpuleț cu 21 de kilograme mai puțin. Da. Ăsta este corpulețul. Asta este Dar frumusețea de corpuleț. nu vine să cred că am fost eu cea Deci, din...
Da. Deci tu ești aici acum 3 luni, Alina? Da, Și eu aici, în sunt. dreapta, cine e? Cum e? Cum o Eu, definești cu persoana asta din Alina dreapta? Alina cea nouă, atenție, care nouă. vrea să Alina cea te facă nouă. antrenoare. Deci mie asta mi se pare cea mai tare chestie. Adică ai deprins gustul ăsta pentru sport și te-ai dat seama, băi, este esențial sportul ăsta în viața noastră, Da, nu? păi Alina? am marți când am intrat cu voi am târât de mine ca să pot să fac. Mi-era rău de marți. Și joi efectiv i-am închis telefonul să nu mai văd că pui link-ul acolo ca să, că nu puteam să intru. Da, uite și aici pe lateral diferență. Da, mai e de lucru, dar ușor, ușor. Hai totuși să, deci eu văd aici cum se conturează abdomenul aici sus. Uite Este că sus, da. da. Sus se și simte. Se și simte palpabil. Și soțul meu mi-a zis, chiar și Luca de 4 ani mi-a zis, mami, ce abdomen tare ai și ce ai slăbit și la față. Și, adică chiar Da. și copilul a observat. Deci aici sunt 21 de kilograme, mai puțin, în 3 luni de Da. zile. Da. Da. Și celulită, nu pot să zic, nu se vede bine, mai ales aici la abductori. Eram Pe interior. pe interior, da. Da, păi uite, și aici în poza asta se vede. Deci Da. masajul ăsta pe care l-am făcut, consider că te-a ajutat? Foarte mult. Păi asta... Foarte mult m-a ajutat. Asta le Foarte mult și, da. Și bățul ăla subțire, cum zici tu, cât degetul ăla a fost. Pentru că mi-am luat prima dată bănci de bambus mai groși și nu se vedea. Și apoi ăla care să-ți Da, străpungă păi asta e exclusiv diferența, bățul. că ăla intră în carne Da. și în felul ăsta nivelăm celulele astea. Deci, repet, asta este un corp de antrenoare. Deci zici că sunt eu de la spate aici. E, nu Deci chiar așa. am făcut fix după modelul meu. Da, nu, deci este ceva, ți-am zis, ești, trebuie să-ți facă așa un boost micuț, știi, să te pun la emblema anului, da? Deci e ceva super tare ce ai realizat. Deci ai zis că în primul rând rețeta asta, plus mindset-ul, mintea asta care era pozitivă și afirmații pozitive mereu, nu? Asta. Da. Și sportul pare și el, adică definirea asta din pricina sportului Sportul a pe care fost. l-am făcut constant. Deci intrai de Și 3 ori constant. la... De Da. minim 3 ori, plus masajele. Cred că n-ai lipsit la masaje niciodată. Niciodată, nu, nici la sport, na, să zic de 3 ori de când, de 3 ori am lipsit Iată, la așa masaj. determinare. Eu voiam să caut și Da. tabela. Deci astea sunt mesele, ca să vă dați seama. Legume, proteine. Ți-a fost greu cu partea asta de meniu? Nu, și îmi place maxim shake-ul de dimineață. Mi-am găsit aici niște proteine cu cacao, cu migdale diferite și maxim, de abia aștept să vină dimineața. Da. Păi să vedem. Da. Deci, încă o dată, ăsta ar fi corpulețul. Este evident că e cea mai tare transformare. Cred că pe 2023 și să vedem în 2024 ce ne mai așteaptă. Și acum obișnuiesc să fac un joculeț cu fetele și să facem în felul următor. Ești pe o scenă și ai în fața ta 100.000 de femei care au și ele 10 kg, 15, 20 de kilograme în plus. Prin prisma revelațiilor tale pe care le-ai avut, da? Și e clar că ai făcut foarte bine, ai făcut extraordinar de bine tot ce ai făcut. Dar meritul meu e 20%, al tău este 80% pentru determinare, ambiție, mindset-ul pe care ți l-ai pus, dar ești în față, pe scena asta. Și din învățămintele tale, ai 5 minuțele în care trebuie să ajuți cumva femeile astea să le motive să facă sport. Ce le spui tu femeilor? Sunt 100.000 de femei care nu știu cum să înceapă, sunt demoralizate, au încercat și n-au reușit. Ce le sfătuiești tu? Deci se poate la orice vârstă, cu orice corp, se poate să facă treaba asta. Nu știu, schimbă viața în totalitate, energie, fericire maximă, multă energie, fericire. Dansezi prin casă, adică nu știu de ce ar da cu piciorul la așa ceva. Da. E astea aparte. Nu... Și da,
Și nici eu n-am fost sportivă, nici eu n-am fost, că îmi place dansul, atât, dar să fac sport, să ajung, să-mi placă, să vreau să fiu din tot sufletul antrenoare, deci tu faci minuni, nu noi. Ah, ce drăguț! Da, Deci deci... am zis că am o listă cu îngerii mei păzitori, așa, pe, așa, coach-ul meu și toate, și tu ești una de acolo. Oh, ce drăguț! Da, deci... Da. Deci sunt pe lista de îngeri așa acolo? Da, pe lista mea de îngeri păzitori, da. Da, asta Și te mai întreb. Ce ți s-a părut că am făcut eu real pentru tine și te-am ajutat? determinat. Și îmi place că este un program festețit de el și trebuie să fii acolo focusat și să fii perseverent. Adică, na, așa din punctul meu de vedere, eu așa funcționez. Dacă e serios și nu te minți că să nu te minți nici pe tine, că poți să-ți trimit că mănânc nu știu ce salată și să mănânc în spate nu știu ce. Dar, da, și tu, felul tău de a fi, așa mi-ai transmis, mi-ai dat așa la suflet din prima. Tu ca om. Da. Măi, asta mi se pare cea mai tare chestie, să fii atât de schimbarea nu e doar că este evidentă, că sunt 21 de kilograme, este record, dar faptul că tu vrei să te faci antrenoare și să renunți la jobul tău, asta mi se pare cea mai tare chestie. Deci tu acum ai descoperit sportul, ai descoperit și nu mai vrei să te lași de el. Da, am Care descoperit e motivul sportul, am pentru care vrei să descoperit te faci antrenoare? pentru asta, pentru că eu am putut să fac treaba asta, să ajung la forma asta corpului și la mi-am schimbat viața în totalitate, să ajut și eu alte femei, adică ca și cum mă alătur echipei tale, așa simt. Să facem pentru femeile astea din lume să fii, bă, poți să fii bine cu tine. Să mobilizăm România Să și să le arătăm mobilizăm că nu e atât de România, greu. da! Și nu Asta. e greu și poți. Și poți, uite, cu doi copii acasă și cu ei în spate la antrenament tot timpul. Câți Mai ani au? e, Câți ani au da, bebelușii? 10 luni unul dintre ei și 4 ani celălalt. Deci era o nebunie la mine la antrenament. Da. Păi asta zic, mămicilor se poate. Am văzut tot felul de mămici, alăptau în timpul antrenamentului, copici pe Da. burtică, cu copicii, auzi? Da. Da. Dar asta zic, ca și proces așa, în astea 3 luni de zile, cât de greu este să faci tot ce îți propui? Nimic. Nimic nu mi-a fost greu. Prima săptămână a fost greu maxim când a trebuit să renunț la cafea cu lapte și la brânză, că mâncam brânză, la zahăr. Nu eram fană să zici că mâncam foarte mult, dar a fost prima săptămână atât și în rest nu. Acum depinde și de fiecare. Eu știu că așa funcționez. Dacă mi-am pus ceva în minte, până duc Da, până la capăt. ți-am zis. Aici e cel mai important cum îți lucrezi mintea. Aici să știi că joacă un rol foarte important treaba asta. Asta mi se pare, da, într-adevăr, cea mai tare chestie și asta vreau să le transmit și eu fetele. De-aia am băgat, avem coach în grup, avem toți și vorbim acolo. Uite, am găsit și tabelașul ăsta, primul tabelaș când am început noi, uite la aici, să vedem dacă se vede. Ia. Da. Da, cred că Ce scrie aici? ai și 86. da, 82,2. A, 82,2 și 65 obiectiv. Da. Nu se vede că. Da, bate lumina. Da, sigur, dacă tu cauți în poze, după asta am făcut pe calculator și ți l-am trimis de la început, pe calculator. Că Da. mi-a plăcut să-l am acolo și l-am lungit și o să-l lungesc, nu știu până unde o să ajung, dar dacă corpul meu vrea să slăbească, eu mi-am așa, asta o să-mi fie viața de acum înainte, spor și ceea ce mănânc, ce am mâncat până acum nu o să se schimbe cu nimic. Dacă el vrea să slăbească, acum nu o să mai fiu stresată de cântar să dau jos un kilogram, două, cât o fi, na. Gen, trebuie să, picioarele, abdomenul, trebuie cât tonificate și sigur se va mai pierde acolo. Da. Deci, Dar... concluzia e că facem echipă amândouă, Alina, și că ne extindem, da? Ne extindem cât să deschidem Da, vreau. ochii femeilor, că asta când una e când spun eu, da, uite, se poate, una e când ai trecut tu prin experiența asta și în 3 luni de zile se schimbă lucrurile. Asta. Da, păi când i-am spus soțului meu, uite, zic, uite ce am de gând să fac, deci eu nu vreau să mă mai întorc în spital. Eu vreau să fac asta. Și ai zis că da, te susțin și tu poți să fii cel mai bun exemplu
cel mai bun, că ai arătat, tu arăți cum ai fost și cum ești acum. Deci nu, sunt de nerecunoscut și în familie și a venit mama mea, m-a văzut în decembrie de sărbători și a venit vineri la mine, a început să plângă săraca că nu m-a văzut niciodată așa. Da, așa și îi plăcea și mamei, nu? Da, și tenul, deci fetelor, tenul, eu am avut ten acneic mai tot timpul, s-a schimbat mult pielea, părul, mult, tot. Da, deci trei beneficii ca să rămânem cu astea, trei beneficii. După cele 21 de kilograme, mai puțin. Energie maximă, iubire de sine și fericire și îți place de tine, îți place să mergi să-ți cumperi cadouri singură de nebună. Adică, acum că termin programul, mă duc și îmi cumpăr un colier de perle. Ăsta este premiul meu. Mamă, ce tare! Păi asta este ancora, știi? Că trebuie să ții o Da. ancoră din asta și când o să ai bucurii mari așa, să pui mâna Da. pe perlele aia, să le încarci cu energie și să-ți aduci aminte că ești o femeie, ești o perlă, de fapt. Ești o perlă Da. până ce ai reușit să te Și depășești. sănătate. Sănătate, mobilitate, nu știu, nu găsesc numai trei, sunt sex appeal și de toate, nu știu. Da. Păi ce să zic, Veselie. Alina, ești mândria mea. O să te țin minte pe viață, da? Din cele 2000 de cliente câte sunt până acum, ești în topul topurilor. Mă mândresc cu tine, mă bucur că a fost o colaborare foarte plăcută și din partea mea, bineînțeles. Așa ambiție și așa determinare mai rar și eu chiar te susțin în toate punctele de vedere, cum am spus, să te sfătuiesc cum să începi cariera asta de antrenor, pentru că e păcat. Și eu am început cu marketingul până când mi-am dat seama, bă, sportul ăsta mă face fericit. Eu n-am cum să renunț la asta vreodată. Adică trebuie să o fac Da, cu. pe așa m-am gândit și eu, știi, a fost pe faza aia un bine utilul cu plăcutul, că nici nu pot să stau acasă, că mi zice soțul meu, stai acasă, nu poți, că știi, că trebuie să ai acolo Da, jobul tău, asta să zice, este fii, exercițiu da. pentru corp, dar și mintea asta. O să vezi când o să începi tu să faci și antrenamentele, că acolo vine și creativitatea și când o să începi să faci partea asta de marketing, vine și mintea care trebuie să contribuie și ea. Adică în jobul ăsta le ai pe toate, să nu te gândești că e doar activitate fizică Ai, și grup. nu, normal, normal. Și aș putea, că acum, nu, te întreb dacă ai zis că mă susții să fac toată treaba asta cumva online, adică, sau fizic trebuie să Eu fiu. nu fac online. Eu nu Nu, fac nu, online. nu, 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 să devin antrenor, trebuie să vin fizic în România, că știi că sunt în Franța și Nu, 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 nu. nu O pot să-ți dau eu toate online. detaliile, dar ți-am zis, atâta timp cât tu ai drive-ul ăsta și ai experiența antrenamentelor și a mâncatului sănătos, e deja tot ce trebuie. Știi, ai background-ul făcut, acum trebuie doar să continui în direcția asta. Păi vorbim și vreau, eu vreau neapărat, nu știu, Da, păi hai că o am să zis să închid iau. acum asta ca să-ți dau toate detalii, dar concluzia este că ați văzut, Alina a slăbit 21 de kilograme și s-a hotărât în urma programului, băi, eu mă fac antrenoare. Zis și făcut. Acum eu să rămân cu ea unul la unul, să-i dau rețeta succesului și Deci nu vă mai gândiți, fetelor, nu mai stați pe gânduri, acționați. da, deci Acționați, nu e de gândit. nu i-a schimbat doar corpul, vreau să-i schimb și linia destinului acum să fie Da. fericită o viață, Alina. Închid asta, vă pup, vă mulțumesc și încă o dată, Alina, ești un exemplu pe 2023, ești campioana pe 2023. Așa, hai să